Salut! Astăzi vreau să vă arăt o nouă jucărie pe care am achiziționat-o. Este o țapă electrică de la Yato. O țapă electrică de 1500 de W, 40 de cm lățime de lucru, cu 20 de cm adâncime de prelucrare a solului. Haideți să o vedem cum lucrează pe teren, direct. Ca primă probă, am pus-o la lucru în grădina părinților și este manevrată de fratele meu. Pământul este destul de tare, este nesăpat de anul trecut, nici în toamnă nu a fost săpat, nici în primăvara aceasta nu a fost săpat și este un pământ destul de compact, un pământ argilos. Dar, așa cum se vede, motosapa electrică se descurcă destul de bine. Nu trebuie forțată, trebuie lăsată să acționeze în mersul cuțitelor, în ritmul ei. Nu trebuie apăsată, merge mult mai bine dacă o tragi, deci în sens invers. Urmează să prelucrezi cel puțin două treceri, adică o dată mergi în față și acționezi asupra solului și încă o dată la revenire, trăgând-o, cuțitele mărunțesc mult mai bine pământul. Din când în când, obligatoriu, trebuie curățată, pentru că în jurul cuțitelor se strâng resturi vegetale, iarbă, cârpe, trebuie să scoase toate aceste resturi pentru că îngreunează cuțitele și acestea nu mai taie. Așa cum vedeți, mașinuța lucrează. Sunt mulțumit de rezultatele pe care le-am obținut prelucrând acest crâmpei de 50 de metri pătrați din grădina părinților, 50 de metri pătrați pe care i-am făcut cu această mașinuță într-o oră, efectiv într-o oră de lucru. Tractoristul de servici, fratele meu Cornel, el a manevrat-o. Aceasta este prima filmare cu această motosapă electrică. Vă recomand și vă urez multă sănătate și aveți grijă de voi!